Și cu tine, voi paranoicule, cel rămiești, tu mi-am schimbat, schimbi pot de aur, că la tine până aștepți, ap mai gândi spânzuri. Băi, Valera, credeam că ți-a venit mintea la cap, dar tu cum ai fost că bă, ugo, așa și ai rămas? Nici nu știu cum te mai duci pământul ăsta. Strica viața. Și eu ți-am stricat viața. Nu știu cum și nici eu stricat. S-o găsit aici, pătimită. Numai eu știu cât am îndurat și cât bătaie de joc am tras. Știi ce? Mai gine, atunci în 91, te lăsam singur să duci acasă. Nu-s! Mă unijesc eu și sunt cățuți cu din urma ta. Valiusc, dă-mi voi să plecați, dă-te mai de aici, bețivanule. Și mai chine mă ducem, și mai chine mă ducem la mine acasă, și tu la tine acasă. Știi că ar trec cu viața lui, s-o găsit aici. Și du-te și îmi stai aici. Și-ați mă duc. Du-te! Tare chine m-am descurcat fără tine până am uia și-ați mă descurc. Știi ce? Dar odată și te duci, acasă n-ai și căuta. Păi nici n-avem de gând. Eu am casa în ea. Tante Marie, nu vă faceți griji. Până mâine făptașul o să fie reținut. Și lucrurile care au fost extrase din poiata, să fie întoarse înapoi la stăpân. Legă dumneavoastră. Mulțumesc, măi, Victorat. Lăjăm satului. O, bate Valeric, noroc. Noroc. Și mai cânti la gitară? Ei, de mult nu mai cânt. Am atali și cauți pe aici, parcă numai vara veniți. S-a întâmplat ceva. Da, e normal. A tante Valea unde? Casă. La Maria și-o păstă. Ei, mișulica lui Petric s-a băgat în poiată. Și-a luat de acolo vreo două balote de hlujani. Știi cum am mult. Fiecare chibrită e important. Dar înțeles la voi la Chișinău, e cam problemă cu gazul acolo. Da. Și mă ating că vreți să vă mutați în coași. Mă la deță. Mă de unde ți-ai dat seama? Ei, da, polițist, băi, Valeric. Deducție. Eu sunt leși în satul ăsta și mișlica și pedepsit. Dar ții neamă. Și chiar să-l închizi? Ei, nu mă închid, băi, Valeric. Știi cum? Oamenii câteodată mai fac niște greșeli. Și apoi le pare rău de asta. Așa toți oamenii fură în țara asta. Măcar noi oamenii ăștia cinstiți și măcătere. Da, și trebuie să badea Valerit, nu l-am văzut de când și-o vânduiava. Greșit. Și transmis lui Valea. Care Valea? Ia să-și dă ei seama de la cine. Aici nu trăiești nici Valentin. Și-o dovedit să-l vândă sau și? Poate și l-a vândut, aici trăiesc cu familie. Da, da? Băghem, dar ce se întâmplă aici?
Eu m-am mai sfădit cu Valea, dar până la urmă ne împăcam. Dar nu e ca niciodată. O sun, telefonul e strâns. Deci nu știu pe unde. La mine acasă trăiesc cu oameni străini. Gen. Spune ei, trebuie și la curent. Nu vă supărați, ne cunoaștem cumva? Gen. Asta-s eu, e, Valera-i. Cum ați tu? Domnule, nu vă supărați. Noi ne cunoaștem? Nu cred, îmi pare, trebuie să închid o zi bună. Băi, Ghenai, măcar tu nu mă lăsa. Domnule, nu vă supărați. Sunt ocupat, profesez, am lecții online, mă așteaptă studenți, o zi bună. Și profesorul tău ești santehnică. Ce se întâmplă ei? Una trebuie să mă țin minte. Datoriile nu se uită. Pe datorii nu dau. Clar că nu dai. Scris în căiețel, nu? Ce fost scris tu în căiet, nici nu vorbim cu tine. Și pentru dește de-al de voi, în general, trebuie căiet aparte. Eu n-am venit pentru datorii, Zina. Control? Da. Așa. Nu mă cunoști. Nu, ne-a spus că zilele astea trebuie să vină control, dar am vorbit cu domnul Dumitru. El e afară? Nu, domnul Dumitru e în deplasare. Și m-a rugat pe mine să fac control. Și cu ce începem? Ca de obicei? Ca de obicei? Nu, atunci, noi putem să începem cu raftul cu carne și să terminăm cu raftul ăsta. Jos la pământ, ați răspundeți în fața legii, puneți mâinile după cap și nu vă nișcați! Și mai departe? Ei, și termina seria. De-am săptămâna viitoare să aflăm cum a fost. Auzi, băi, Valeric, adu-mi bani pentru așa bunătăți. A fost peste hotare. Unde ai fost? La Portugalia. Serios? Auzi, Victoraș. Ce băi, Valeric? Și am vrut să întreb. Ai avut vreodată așa ceva că cei care te înconjoară să fac că nu te cunosc? Ei, dar cum n-am avut, băi, Valeric? Când m-am întors la Chișinău, mi-am luat forma și epoleții. Puteți să faceau că nu mă știu. Și nu gărea nimic cu mine. Asta e clar. Și-am luat mai ștat pe un, pe doi, pe treile. Și-a schimbat atitudinea față de oamenii în formă. Miliția de amul nu e și ei care a fost cândva. Denumirea s-a schimbat. Toamnă și deja. Băi, Valeric, dar mă tale nu bei. Cum nu bei, băi? Și tine? Și eu, slarul sau și toamnă? Mă tale când te-ai întors la armată, un gram n-ai pus în gură. Ce? Și tu ești cu dânșii. Nu asta, mă tale, ești cu dânșii. De asta și nu bei. Și în fiecare sâmbătă și duminică duci la dânări. Și în druge. Eu, de când am terminat armată, deodată m-am sunt Chișinău și 4 luni m-a luat cu Valea. Grăiește el. Nu știu eu nicio Vale, bai, Valeric. Mă tale peste o săptămână, ai venit în sat înapoi. Erai cam necăjit. Și ai zis că nu ai beau nică. Și atunci trăiești în sat. În 91. Da, în 91. Eu vreo 10 ani și ori avem. Știi ce? Mă gândi atunci în 91. Trebuie să am sâmbătul duși acasă. Știi că ar trec cu viața lui. S-o găsit aici. Eu că la manale. Gata, e Victoraș. Trebuie să ai programe de astea care găsești omul deodată. Cum să n-am bani, Valerie? Nu? Cum o cheam? Valentina Beșic și... Și ca la matale familie. Ce ești interesant, e? Tăpor și femeie e familia omului, nu? Da, dar pies că el nu a fost măritat cu matale. Am da, ui. O! Mă duc până la mine acasă, îți aduc fotografii și o dai în căutare aici. Stai, bai, Valerie, dacă nu a fost măritat, înseamnă că nici fotografie. Îi sără, Valea. Caut-o și nu te oprei.
Dau șcana de pe mine, nu mai găsești meu pe Valea. Hai bai, Valeric, prăchești în filmul ăsta la utarii. Hata-i. Ce scaut, înțelegi că sunt 59.656 de femei în Moldova care poartă numele Valentina. Măcar numele de fată mare, nu știi? De unde știu eu și... Păi soția mă tale. Bun, da, socrului. Vitale Răilean. E ca socrul deodată o știi. Dar scrie pe nume, Vitale Răilean, 1900... Dar am înțeles, bai, Valeric. Răilean. Valentina. O, ia că aici mai ușor, 93 de femei. O. Așa, de unde-i Valea? La Șoldănești. Șoldănești. Așa. Dar unde-a învățat? Și ce nu pot știu eu? Numai 20 de ani am trăit cu dânsa. Dă știu niște întrebări și eu știu unde-a învățat, ce-a făcut, ce-am avut când s-o întreb. Gata, am înțeles, am înțeles. Hai pe rând să ne uităm. Hai. Și asta? Nu. Asta? Nu. Asta? Ei, asta aș fi vrut eu, da. Asta? Stai, trebuie să mai lești și eu. Bai, Valeric, noi căutăm soție sau ce facem aici? Bun, hai, dă-i, hai, hai. Nu. Nu, că mai dă-i. Nu, nu. Ia stai, stai, stai. Ia dă-o dacă mai jos. Deja? Aha. Pojorielul meu. Bun, hai, eu am plecat. Băi, Valeric, băi, Valeric, ține și o foiță, ți-am scris adresa. Petricani 86, magazin decor. Dar știu că și nevoie așa cu minte și... Băi, Valeric, și mai ușor el cu dânsa. Chiar poate să nu ți țină minte. Și bărbața nu se uită niciodată. Aha, uh-huh. Reces.